Au apărut primele filmări cu bătaia de vineri de la Snagov dintre Laurențiu Reghe Camp și Ana Maria Prodan. Imaginile sunt horror. Marea iubire dintre cei doi, expusă intens pe televiziuni ani de zile, a devenit marea păruială din stradă. Bătăușii sunt încă soț și soție pentru că divorțul nu s-a pronunțat. Conform playsport.ro, au apărut primele imagini cu bătaia dintre Laurențiu Reghe Camp și Ana Maria Prodan. Imaginile surprinse au fost publicate de Realitatea, Trust Media, al cărui acționar este Ana Maria Prodan. Pe imagini se vede cum cei doi se lovesc reciproc. Conform spynews.ro, totul a plecat de la Bebeto. Laurențiu Reghe Camp ar fi mers la vila Ana Mariei Prodan pentru a-și lua copilul, pentru a-l însoți la botezul copilului său și al Corinei Caciuc. Impresarei nu i-a picat deloc bine acest gest. La secția de poliție, Ana Maria Prodan a susținut că Laurențiu Reghe Camp ar fi intrat cu forța în casa ei și că el ar fi pornit cearta, spun cei de la Spy News. Mai mult, ea spune că fostul ei soț a amenințat-o cu moartea și cu închisoarea. Reghe Camp l-ar fi bătut și pe Eugen, șoferul fostei sale soții. El este cel ce a filmat bătaia. Vine în casă, intră cu forța, amenință pe toată lumea, m-a luat de păr și m-a târât. Mi-a fost milă să-l calc în picioare. Doresc să închidem toate procesele de dragul copilului nostru minor. Am făcut câțiva pași și a început să mă înjure, după câțiva pași a început să mă înjure și să mă amenințe cu moartea. M-a luat de gât, m-a amenințat și mi-a spus că nașul copilului lui mă bagă în pușcărie, relatează playspot.ro.